Un nou caz revoltător scoate în evidență slăbiciunea sistemului sanitar din România. Un copilaș de numai 5 luni din comuna Garoa Favrancea a decedat în urmă cu câteva zile din cauza pneumoniei, deși mama acestuia l-a dus la spital și a insistat să fie internat. Medicul care l-a consultat i-a prescris tratament pentru roșu în gât și a hotărât că nu necesită internare. Nepăsarea și așteptatul șpăgii omoară din nou. În data de 6 decembrie, o tânără din satul Ciușlea, comuna Garoafa, s-a prezentat la unitatea de primire urgență Sfântul Pantelimon Focșan cu fetița ei de numai 5 luni. După ce i s-a făcut doar un control în gât, i s-a spus că fetița are roșu în gât și atât, eliberându-i se doar o rețetă de tantum verde. Când tânăra a cerut să fie internată, i s-a spus că nu sunt locuri în spital și că nu este grav. Până a doua zi de dimineață, un ungeraj de numai 5 luni și a primit perechea de aripi, trecând la cele sfinte, având pneumonie. Nici măcar un control cu stetoscopul nu i s-a făcut. A scris pe Facebook Lucian Constantin, cel care a semnalat cazul. Medicul care a consultat copilul susține că a făcut totul ca la carte și nu își explică modul în care starea micuțului s-a alterat la numai o zi. Am consultat copilul pe Teodaria Maria, în vârstă de 4 luni și jumătate, din Ciușlea. La examenul clinic nu am depistat simptomatologie respiratorie, semne de insuficiență respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe delete, dezbrăcat la Pampers, că așa consultăm toți copiii sugari. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă.